Bine ați venit la un nou podcast, Generația lui John. Se întâmplă ceva fain în fiecare săptămână și ne bucurăm atunci când avem ploieșteni pe care îi putem promova în adevăratul sens al cuvântului. Eu chiar mă mir că se mai întâmplă ceva în orașul ăsta și că săptămână de săptămână invitații sunt din ce în ce mai valoroși și puși pe treabă. Alături de mine în acest podcast este Alexandra Georgescu. Alexandra, bine ai venit în podcast! Bine te-am găsit și îți mulțumesc mult pentru invitație. Cu mare drag. Și noi ne bucurăm tare mult. Nici nu știu cu ce ar trebui să începem, dar cu siguranță cei care ne urmăresc pe pagina de Facebook Observatorul Prahovean sau care ne ascultă ceva mai târziu fix în Spotify, vor să știe cine ești tu. Bun, sunt antreprenor în primul rând, antrenoare de Yin Yoga, coach pe zona de NLP, programare neurolingvistică și artist. Mi-ai zis cam multe. Într-un timp foarte scurt. Da. Nici nu știu la ce să mă aștept. Ce legătură are NLP-ul cu bucătăria? Se derivă. Derivă dintr-una într-alta. NLP-ul cumva este baza, partea de dezvoltare personală. Uh-huh. Iar eu aplicând asta pe mine, mi-am descoperit talente. Tot ceea ce fac eu acum e descoperit prin NLP, de fapt. Eu te știu de ceva vreme. Cred că sunt vreo 5 ani de zile, să mă contrazici dacă n-am dreptate. Da. Da, adică n-am dreptate? Sau? Ai dreptate, 4 ani și jumătate, cred. Ai, super, cam mulțumesc așa. Pentru cele 6 luni întârziere. Și încă de pe atunci făceai ceva. Când spun făceai ceva, înseamnă că te adresai unui public, aveai anumite evenimente pe care le organizai. La un moment dat știu că ai avut și un magazin de produse naturiste, semințe de chia, migdale... Am fost asociată într-un magazin de genul acesta. Mm-hmm. Parteneriatul nu a durat foarte mult, am ieșit din acel parteneriat. Cumva tu m-ai cunoscut la începuturile mele în zona antreprenorială. Mie asta îmi place, să promovăm tinerii atunci când sunt la început. Da. În fond, eu sunt inginer și jurist. Să trăiți. Ok. Și din cauza unui eveniment din familie, am renunțat la profesia mea și am intrat în domeniul antreprenoriatului. Ți-a fost greu? Da. La început mi-a fost greu. Am avut nevoie de consiliere, am avut nevoie de mers la psiholog. Ok. Și așa am reușit să depășesc acel moment și cumva să-mi reconfigurez viața. Știi că oamenii mai toți au anumite momente în care nu se mai simt bine cu ei sau momente în care musai trebuie să facă anumite alegeri și unii lasă alegerea asta pe ultima sută de metri și de obicei alege altcineva pentru ei, alții, cum ești tu în cazul de față, se pun pe treabă. Întrebarea mea este ce te-a ajutat sau ce te-a făcut pe tine să nu îi lași pe alții să aleagă pentru tine? În fond, toți suntem o sumă a experiențelor de viață și a alegerilor pe care le facem. Important e să ne asumăm. Chiar și atunci când spunem că cineva alege pentru noi, de fapt nu alege altcineva pentru noi. Tot noi alegem să nu facem nimic. Și atunci lucrurile se întâmplă, pentru că totul este în mișcare. Viața merge mai departe, tu nu te oprești în loc. Chit că faci tu alegerile conștient sau inconștient, cumva participi. Când ți-ai dat seama de asta? Activ sau pasiv? Dintotdeauna mi-am dat seama. Adică știu teoria asta și ai pus-o în practică? Da, mi-am asumat pentru că atunci când am renunțat la profesie, mi-am asumat să mă retrag din domeniul ăla și să intru într-un domeniu pe care eu nu-l cunoșteam. Inclusiv să-mi asum riscurile de a ridica o afacere care la momentul respectiv era aproape de faliment. Și am zis ok. De obicei, din faliment știi că oamenii vor să plece acasă. Să plece acasă. Eu am ales să merg mai departe și să restructurez cumva afacerea pe propriul meu stil. Și asta am și făcut. Am stat inclusiv acolo, am stat la vânzare, adică cumva nu am manageriat ceva ce nu știam. Am văzut cum se fac lucrurile în afacere, care sunt lipsurile, am lucrat cot la cot cu angajații și așa m-am instruit în domeniul antreprenorial, nu din cărți. Pentru că practica este cu totul diferită. Ce bine că le spui tu, Doamnește! Știi de ce spun asta? Pentru că sunt oameni care citesc 2-3 cărți legate de business și au impresia că gata, pot face 1 milion de euro. Sau deja primul 1 milion de euro. Nu este atât de simplu. Iar greșelile, de fapt, ne învață. Greșind, ne dăm seama ce anume să modificăm, cu ce să venim în plus, ceea ce să scoatem de acolo, care nu merge, nu funcționează bine. Doar experimentând, altfel nu se poate. Mm-hmm. Poți să-mi dai exemplu de o greșeală foarte... foarte mare pe care ai făcut-o în business?
consider că a fost o greșeală, una foarte mare, adică nu mi-aduc aminte de o greșeală foarte mare. Deși ți-a venit ceva în minte? Nu. A fost tot așa liniar? Da, da, da. Am înțeles. Da, s-au legat. Păi da, pe mine mă interesează să ne și lovim în podcastul ăsta de niște lucruri ca să putem să învățăm. Că se apucă acum vreun tânăr să facă un business, zice, băi, am văzut-o pe Alexandra V și am văzut eu că e totul forță, că e simplu. Nu cred că ți-a fost simplu tot timpul. Nu mi-a fost simplu. Am fost foarte atentă la cererile oamenilor, de fapt. Este un lucru urmărind nevoile. Am început pe domeniul alimentar, după care ulterior, ducându-mă la psiholog, mi-am dezvoltat partea creativă, partea culinară, prin care tu, de fapt, m-ai cunoscut. Și apoi la fel, tot pe zona asta de cerere, m-am gândit la momentul acela să deschid un restaurant. Numai că nu s-a întâmplat, adică nu a fost totul chiar atât de simplu pe cât părea. Apropo de ceva pe care eu la momentul ăla l-am considerat o greșeală pentru că nu eram pregătită să deschid așa ceva. Aveam nevoie de mult mai multă experiență. Însă la concluzia asta am ajuns acum. Nu în urmă cu 5 ani. În urmă cu 5 ani eram foarte entuziastă. Vai, o să fac restaurant. Nu, nu este atât de simplu. Dacă mă întrebi acum, lucrurile sunt mai complexe. Vreau să știu dacă tu ești în echilibru cu tine și dacă ți se întâmplă asta, spune-mi cum faci. Pentru că, hai să fim serioși, cu toți avem nevoie de echilibru, mai ales într-o zi de luni. Mi-am dezgropat emoțiile, de fapt. Am stat față în față cu ele și doar stând față în față cu ele, recunoscându-le, acceptându-le, poți să ajungi în echilibru. Să găsești un echilibru între ceea ce simți și ceea ce gândești. Un lucru foarte, foarte ușor în teorie, extrem de dificil în practică. Pentru că atunci când scoți emoții, n-ai doar emoții pozitive, iubire, fericire, să experimentezi doar lucruri pozitive, le scoți și pe acelea care sunt mai puțin plăcute, care te dor, cu care nu vrei neapărat să stai față în față, eventual te mai și minți singur, că nu e chiar atât de grav. Însă dacă tu le lași să stea îngropate, sunt precum niște cadavre care stau acolo, tu le îngropi de vii și la un moment dat oricum ies. Chiar dacă tu alegi în momentul inițial să taci, ele acționează la nivel inconștient. Noi suntem ghidați de emoție. 90% acționăm pe baza subconștientului. Mi-ai dat o emoție acum în conversația asta. Mă gândeam câte lucruri ascund eu față de mine și cât de mult recunosc față de ceilalți. Dar nu e un exercițiu pentru toată lumea. Nu e un exercițiu pe care să-l facem cu toții așa după ce ascultăm cuvintele astea frumoase. Avem nevoie de o pregătire. Avem nevoie, nu știu, probabil de o anamneză a provocării. Cum am putea face asta? Eu, de exemplu, am avut nevoie de un șoc. Mm-hmm. În momentul în care am renunțat la profesie, atunci am avut un șoc. Din acel șoc, nemai având controlul lucrurilor, fiind o femeie rațională, ambițioasă, în momentul în care am pierdut controlul și am văzut că nu mai sunt direcția în care eu proiectasem cu câțiva ani în urmă, n-am mai avut nimic. Iar când nu mai ai nimic, e cazul să te uiți în interior. Pentru că ai pierdut tot ce știai tu că ești. Deci te-ai pregătit pentru ceva, dar de fapt nu era neapărat drumul tău, era probabil doar o încercare. Acum sunt sigură că ăla nu era drumul meu. Și acum de unde știi că drumul pe care ești este drumul potrivit? Pentru că mi-am dezvoltat abilități. De exemplu, eu nu știam pe vremea respectivă că știu să pictez sau să desenez. Știam doar că pot face instalații chimice sau proiectare, dar nu știam că eu pot da din pensulă pe pânză, asta clar nu știam. Partea cu yoga la fel, am ajuns acolo prin niște prietene și am experimentat la clasa respectivă extrem de multă rigiditate. Deși eram o persoană filiformă, ok la nivel fizic, când am văzut că nu mă pot apleca, nu mă pot îndoi înainte, am zis ok, e o problemă. Și știam din teorie că rigiditatea fizică de fapt e rigiditate mentală și am zis, ok, trebuie să caut mai mult de atât. Ai o legătură între, nu știu, unde se poziționează sufletul, poți să-mi spui? Între suflet și minte, nici mintea nu știu, unde e poziționat? Aici. Deci aici este sufletul, da, ok, în capul pieptului spui tu și mintea, unde e mintea?
Mintea o aduce în suflet. Știi că s-a demonstrat că inclusiv inima are propriul său creier, are o inteligență aparte. Dar vreau să știu dacă tu simți mintea undeva, dacă e spre frunte, undeva în ceafă, dacă e undeva în interior și e foarte greu de controlat. Ai o legătură între cele două? Da, da. Pentru că aducând mintea în suflet, îți controlezi emoțiile, de fapt. Și atunci când faci o alegere, da, pui pe primul loc ceea ce spune sufletul sau ceea ce spune mintea, rațiunea? Dacă stăm să ne gândim, noi nu suntem ființe raționale, suntem ființe emoționale. La baza comportamentului este emoția, ulterior este generat gândul și apoi comportamentul. Cu toții reacționăm în baza emoțiilor. Acum întrebarea e următoarea, în baza cărei emoții acționezi? Emoții îngropate, latente sau emoția asumată? Presupun că tu ești pe drumul cel bun și că noi putem să stăm în tăcere, să ne gândim mai mult de ce facem niște alegeri care probabil nu ne aparțin sau care nu sunt sub controlul nostru. Deschidem frigiderul, ăla plin de emoții, și alegem de acolo exact ceea ce ne dorim noi sau de fapt ceea ce ne trebuie. Ceea ce avem nevoie. Cum ne dăm seama ce avem nevoie? Păi nu prea ne dăm seama ce avem nevoie. De multe ori facem alegerile în funcție de ceilalți. Sau ne trezim că am făcut o alegere sau că am luat-o pe un drum pentru că era visul cuiva, nu neapărat visul nostru. Și se întâmplă la foarte mulți. Sau ieșim cu anumite lucruri și de fapt avem nevoie de validare și ne dăm seama în momentul în care suntem în acea situație, ne dăm seama că de fapt nu e pentru noi. Și dacă ne dăm seama prea târziu? Nu există prea târziu. Cred că oricând poți reconfigura, poți schimba. Bine, e ușor să spui acum din poziția ta. Dar poate se uită la noi acum, ne ascultă un părinte care are 50-60 de ani. Uite, domnișoara Alexandra spune că putem să reconfigurăm traseul. Dar ce crede? Că e ca GPS-ul, l-am pus de 10 ori și de 10 ori spune exact ceea ce vrem noi? Da, e ca GPS-ul dacă are. Da? Nu, da, este o utopie, nu e ceva doar așa de nivel, da, de fantezie. Nu, dar va trebui să stai față în față cu tine. Cu și... frici, cu defecte, oh, cu calități, cu, păi, tot, da, ce, dar ai. Instagramul meu arată bine, perfect, like-urile, prietenii, toate sunt un standard, am un template, l-am văzut în altă parte și îl fac și eu. Ajută-mă, Alexandra. Și eu am Instagram și eu am Facebook și eu am un template. Mi se întâmplă să mi se spună, ok, vreau și eu să fiu ca tine. Bun, dar cred că vrei să fii ca tine mai degrabă decât să fii ca mine, pentru că pe mine m-au adus anumite experiențe în zona asta. Am avut nevoie de anumite experiențe. Poate tu o să ajungi mai departe decât mine sau în altă zonă decât mine și ai nevoie de cu totul alte experiențe. Am închis frigiderul. Ok. Și am ajuns în bucătărie și vreau să te întreb ce-ți place să gătești? De toate. De toate? N-ai un aliment, un preparat, ceva, să-l ții minte, nu știu, o supă, o prăjitură, un felul doi? Cheesecake-urile îmi plac. Așa. Foarte mult. Să le mănânci sau să le gătești? Și să le gătești și să le mănânc. Okay. Mi se pare foarte complicat, probabil, să gătești un cheesecake. Nu este chiar, nu atât e? De complicat și l-am dus în zona de healthy food, pentru că am avut anumite probleme de sănătate. Mm-hmm. Și atunci a trebuit să-mi reconfigurez și acest talent în zona culinară și să mă duc către zona de healthy food, fără zahăr, fără anumite preparate care nu sunt chiar atât de sănătoase. Și am luat rețetele clasice și le-am transformat în rețete sănătoase. Și am înțeles că acum crezi chiar conținut video pe, da, pe internet? Ai o platformă pe care o pregătești? Bucătăria mea se numește. Cum adică bucătăria ta? Da, bucătăria mea. Și bucătăria mea. Păi, Alexandra. Cum e bucătăria ta? Adică ce, ai pus acum stăpânire pe toate bucătăriile din lumea asta? Bucătăria mea este a mea, bucătăria ta este a ta. Păi nu, că dacă eu dau play acolo, o să-mi asum ceea ce văd. O să zic, vreau și eu ceea ce face Alexandra V. Și o să poți să faci, pentru că e chiar simplu. Am ales o nișă de rețete simple și ușor de aplicat, inclusiv pentru bărbați, nu doar pentru femei. Nici nu știu ce vrea să însemne asta. Cum adică și pentru bărbați și pentru femei? Ce, bărbații gătesc mai puțin bine decât femeile? Gătesc mai bine decât femeile. Asta vreau să văd.
Nu, e adevărat. Spune o femeie. Nu știu, nu vreau să înțeleagă greșit. Sunt convins că există bucătari buni și de sex feminin și de sex masculin, dar bărbaților le place mult mai mult să vadă o femeie într-un cadru care gătește. Dacă n-ar fi niciun soi de cenzură alimentară, n-ai avea nicio restricție, de ce ți-ar fi poftă? Dar fii sinceră. E de dulce? E cu mult zahăr? Nu, de zahăr mă pot lipsi. De miere, ba. Nu știu să zic, pentru că le-am reconfigurat pe toate, adică n-am poftă de ceva anume. Și cumva, faptul că mi-am scos din alimentație anumite preparate, nu mai simt nevoia să le mănânc. Ți-ai făcut un mindset. Cât ai lucrat la el? Se poate numi și așa. Cred că mult. Mult, nu? Mult. În prima fază, când am început să mănânc sănătos, mintea mea era, nu se poate, nu reușesc, mi-e poftă tot timpul. De fapt, era o chestie indusă de minte. Iar apoi, văzând că pot mânca lucrurile alea, reconfigurate și cu gust, pentru că, de fapt, despre asta e vorba. Dacă mă duc într-un restaurant și vreau să mănânc mai sănătos, nu are gust. Dar gustul nu vine de la preparat în sine, ci de la sare, piper, condimente, lucrurile alea extra pe care le pui și care fac diferența, de fapt. Uite, vezi, poți să faci chiar un curs pe treaba asta, să îi ajuți pe oameni să depășească momentele în care caută doar gustul. Sau caută doar gustul din alimentele care oricum nu sunt neapărat sănătoase. Cum ar fi fast food-urile, cum ar fi băuturile carbogazoase, că presupun că și la asta ai renunțat. Da, nu eram o mare băutoare de E greu. Sucuri. Dacă te-ai născut cu sticla de carbogazoase în față, e un pic cam greu să zici, băi, nu mai beau niciun pahar. Sau dacă ai fost la 10 petreceri pe lună înainte de pandemie, unde peste tot era o sticlă cu ceva, să zici, acum gata, îmi reconfigurez tot traseul, că m-am uitat la podcastul ăsta și e bine, nu e ușor. Merge treaba cu bucătăria mea? Da, merge. Este un proiect în derulare, încă mai avem de filmat. În momentul în care avem un anumit număr de emisiuni, le vom lansa pe YouTube și inclusiv pe Facebook și Instagram. Deci sunt gratuite? Da. Că mă gândeam că o să ne cer bani să intrăm în bucătăria sunt ta. Sunt gratuite. Pune, ne faci dependenți. Vă cer timp. Timp, și bravo. Și timpul costă bani, nu? Așa este. E cea mai valoroasă, de fapt nu costă, timpul e cea mai valoroasă moneda noastră, știi, să putem să împărtășim ceva. Dar și tu îți aloci din timpul tău pentru astfel de proiecte. Da, și eu cresc prin aceste proiecte. Mă dezvolt mai departe. Și apropo de cursuri, eu am ținut chiar înainte de pandemie workshop-uri culinare pe zona de healthy food. Și se numesc workshop-uri intuitive, în care gătești fără cantități. Workshop intuitiv? Tot e pe intuiție? Da, pe vizual, pe kinestezic, olfativ, gustativ. Adică iei preparatul și îl urmărești din parte în parte. A, pui sare așa din ochi. Exact. Mai cum făcea bunica. Da, bunica mi se pare că nu prea dădea greș. Noi punem păi mai mult piper, mai mult sare, mai pune un pic, că nu prea e ce trebuie. Păi, mai pune ceva aici, că nu se leagă, tot nu se leagă. E foarte fain să poți să înveți atât de multe informații de la un singur om. Mi se pare că tu ești precum, și cum să zic eu ție, ești o colecție întreagă de aptitudini, nu știu când ai timp să ți le pui pe toate așa în ordine, mai ales că tu faci ceva acum pentru Ploiești. Tu ești ploieșteancă, nu? Da, sunt ploieșteancă. Chiar te-ai născut aici, în Ploiești. Așa este. Și noroc pe capul tău că te-ai născut în Ploiești. Deci nu cred. Și vrei să stai aici în continuare? Da, acum da. Pentru moment, da. Sunt ancorată în prezent și acesta este prezentul. Da, sunt de acord cu tine. De astăzi a început și vaccinarea, să știi, pentru toată lumea. Okay, se pot programa oamenii, după care se gândească, unde aș trebui să mai călătoresc așa câțiva ani ca să mă dezvolt. Îți place să pictezi? Da. Și ai pregătit peste 20 de tablouri superbe undeva aici în Ploieștiul nostru drag. Și toate aceste tablouri vor fi asezonate cu muzică extraordinară, așa în surdină, din ce am înțeles eu. Da, ai înțeles bine. Duminica acum? Da, pe 21 martie, la ora 16:30, expun 28 de tablouri, iar expoziția se numește Flux în jungla urbană. Flux în jungla urbană. Pe asta cu jungla urbană am mai auzit-o, am mai folosit-o, dar fluxul de unde vine? Universul are echilibru, ritm și flux, de fapt.
Flux este o stare de spirit în care ai emoțiile și mintea, emoțiile și mintea ta sunt libere în flux. Am stat un pic în liniște ca să conștientizezi ceea ce spui, că mi-e simplu să dau din cap să zic da, 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 dar de fapt să nu fie astfel. Este pregătit Ploieștiul pentru un astfel de eveniment? Da, eu zic că da. Este pregătit oricine pentru un astfel de eveniment. Eu am mai avut o expoziție în urmă cu 2 ani și la fel a fost ieșită din context. Atunci s-a numit Femeia Sălbatică. Jungla urbană, Femeia Sălbatică. Exact. Da. Ești norocoasă că ajungi la oamenii ăștia care sunt interesați de astfel de evenimente, de momente de redescoperire sau de primă descoperire, pentru că, acum o să se supere cel puțin o persoană pe mine, Ploieștiul este o intersecție plină cu șaurmerii și dincolo de acele șaurmerii e greu să vezi ceva. Nu spun că e imposibil. Nu spun că este imposibil. De ce îi dai o șansă Ploieștiului? Eu cred că nișa de oameni se formează. Adică nu există deja. Ea se formează în timp. Însă e nevoie de mai mulți oameni ca mine, ca tine, care să creeze piața. Piața se creează, ea nu e de acolo de la bun început. Iar pentru asta e nevoie de muncă, de perseverență. Adică nu faci doar o singură dată un eveniment și gata, nu mi-a ieșit și nu mai fac. Continui, ești perseverent în ceea ce faci tu, îți păstrezi nișa ta. Hai să întreb, cum arată Ploieștiul pentru tine? E ok. E urban. Este cu scandal asta dacă e ok. Dacă o femeie te întreabă, și sunt frumoasă și el spune, ești okay. Ești ok. Cum reacționezi? Ploiești este urban. Însă, da, într-adevăr, te blochezi de anumite lucruri, dar nu te blochezi doar în Ploiești. Te blochezi în mai multe orașe. Nu-ți se pare că e prea aproape de București? Este aproape de București, însă ai șanse și aici. Poate chiar mai multe decât în București. În București e mai multă concurență. Așa e, dar concurența știi că ajută. Da. Te face cumva să vrei să cauți soluții, să fii competitiv, să arăți că și la tine se poate. Pe când aici în Ploiești, zici și mie, câte evenimente de acest gen cu flux în jungla urbană? Flux în jungla urbană. Există în 365 de zile. Da. Și atenție, evenimente făcute de oameni zdraveni la cap. Că mai contează și asta din punctul meu de vedere. Hai. Mulțumesc de compliment. Da, gândește-te așa că ți-e-ți place NLP-ul și ești expertă pe NLP și ai și treaba cu ingineria. Okay. Deci un om educat înțelege faptul că tu chiar ești pusă pe treabă serioasă. Și apoi să activezi în zona artelor, wow, chiar sunt foarte, foarte bine puse la punct. Nu e ca și cum te-ai trezit tu peste noapte, vreau să fac și eu flux cu energie, cu nebunii. Nu, e totul gândit dinainte. Este gândit dinainte, structurat dinainte și cumva asta sunt eu. Eu nu fac altceva decât să mă pun în față cu ceea ce sunt. Asta sunt. Are voie oricine să vină la acest eveniment? Acum nu mai sunt locuri la eveniment. Nu mai sunt locuri la eveniment. Însă vom avea și o parte de live, adică va fi și cu transmisie în direct. Nu mai sunt locuri din pricina pandemiei, nu de alta, pentru că trebuie să respectăm anumite reguli din câte... Altfel erau cu miile. Însă chiar și așa există deschidere între oameni. Unde se vede povestea asta? Va fi și pe YouTube și pe Facebook. Deci foarte rușinoasă, așa timidă, modestă. Da. Adică eu te întreb unde se vede, tu îmi zici pe Facebook și pe YouTube. Pe YouTube văd foarte multe chestii. Ce, dacă intru acum o să te găsesc? Trebuie să-mi spui, uite, o să mă găsești dacă intri la ora cutare pe eveniment și dai acolo like, subscribe, dai comentariu, intri pe site-ul meu, alexandrav.ro. Da, există și un site care este în lucru, momentan nu este gata. Deci nu intrați deocamdată pe site. Nu intrați deocamdată pe site. Dacă ascultați podcastul peste un an de zile, intrați că s-au schimbat multe lucruri, în bine. Mă găsiți pe Instagram Valentina Alexandrav și pe Facebook Valentina Alexandrav. De ce doar V? Nu înțeleg. În drum spre podcast, iartă-mă că te întrerup, mă tot gândeam, zic, băi, o fi vreun semn cu două degete, e un V ceva, e vreo chestiune de energie. Da, poate să fii și pe zona asta de energie, de simbolistică, pentru că V de fapt este o rună de acumulare, iar AU este o rună prin care tu oferi. Deci A și V este la final în logo-ul meu.
Alexandra, am ales doar un singur nume, un singur prenume, pentru că am și Valentina și Alexandra și este foarte lung și greu de reținut, Alexandra Valentina. Îl mai zicem de două, trei ori, îl cântăm măcar o dată și sigur îl reține toată lumea, nu e, dacă, nu e greu. Dacă mai spune și Georgescu, deja este foarte lung. Ocupă un rând în momentul în care scriu numele. Foarte bine, trebuie să fie ceva cu greutate. Există în viața ta o persoană, un mentor, cineva care să-ți ordoneze gândurile atunci când tu, nu știu, mai stai un pic în loc? Sunt mai mulți oameni cu care eu vorbesc, pentru că vorbesc. Sunt o persoană care se exprimă, nu se interiorizează, atât pe zona de NLP, de psihologie, cât și pe zona de yoga. Adică vorbesc în mai multe domenii, nu am un singur mentor. Acum, dacă îmi spui de cineva la un nivel mult mai mare, da, este Anthony Robbins, care mi se pare că și-a depășit orice limită și face ceea ce-i place. Fără să se gândească acum dacă piața este pentru el, nu este pentru el, dacă e plăcut de toată lumea, nu este plăcut de toată lumea, asta este el. Tu ești plăcută de toată lumea? Nu. Ai vrea să fii plăcută de toată lumea? Nu. De ce? Există public pentru toți oamenii. Ai vrut să ai un public de hateri. Aceasta este pagina mea pentru hateri. Dați like dacă nu vă place de mine. Dar este normal să ai oameni pro și contra la ceea ce faci tu. Poate unii nu rezonează cu tine acum, dar peste un an s-ar putea să rezoneze. Sau poate rezonează acum cu tine, au ceva de învățat de la tine, iar apoi drumurile se despart. Mi se pare normal. Or să spună, aha, Alexandra, nu-mi place, că știu eu ce face Alexandra. E cu bucătăria, cu nebunie, nu e bine cu healthy food, nu. Noi vrem ceva așa mai sănătos, cu chiflă. Să știi că mi s-a spus, mai bagă și tu carne, rețete. Mi se face oamenilor foame când se uită la ceea ce gătești tu. Și știi, băi, cum poți să asocieze ceea ce se întâmplă în bucătăria Alexandrei V cu ceea ce aș avea eu voie să comand sau mi-aș dori să comand. Citești? Da, citesc. Ai o carte pe care să ne-o recomand și nouă? Să-ți placă, să ne spui ceva din ea. Noi te întrebăm pagina și tu ne spui exact ce scrie acolo. Am înțeles. Louise Hay, am citit foarte mult la începuturi și m-a ajutat. Mi se par cărțile ei scrise extrem de explicativ pentru oricine care nu e în domeniul dezvoltării personale. Iar apoi Drumul către tine însuți și sunt mai multe. Acum mă duc către altă nișă, studiez zona de simbolistică mai mult, pentru că dezvoltându-mi acest talent prin artă, cumva mă ajută cunoașterea pe zona de simbolistică. Adică cumva în acele tablouri se aduc și parte de simbolistică. E de rău? Adică e ceva conspirativ? Nu, este de bine. E de bine, nu? Adică da. Nu trebuie să ne speriem că pleștul nostru este acaparat de simboluri pe care nu le înțelegem. Și așa ne uităm cu atenție la niște lucruri, că semnale sunt peste tot în lumea asta. Dar voiam așa un titlu, să-mi spui, uite, cartea asta, când am pus mâna pe ea, am simțit că e pentru mine. Nu ai ajuns încă la acea n-am carte. N-am ajuns la nivelul ăsta. Nu, dar se întâmplă. Păi, n-am putut să mai las. Am vrut să citesc tot. Da, nu mi-a schimbat ceva viața. Adică să întâlnesc o carte, să o citești, să spun gata, de aici mi s-a schimbat viața. Deci n-ai terminat încă de scris cartea aia. Măcar o carte de bucate, știi? Adică cum să mănânci sănătos. Ce, e foarte fain să-ți publici o carte cu ideile tale, cu experiențele tale, să știi că, uite, chiar mă bazez pe ploieșteni. Chiar mă bazez pe oamenii care citesc în Ploiești, pentru că sunt din ce în ce mai mulți sau am început să descopere din ce în ce mai mulți oameni care citesc și mi se pare că a devenit o fiță, dar o fiță pozitivă, să pui mâna pe o carte și să citești ceva. Chiar e alții spun, dom'le, aș vrea să ies în club când nu era pandemie, mie asta mi se pare o fiță, băi, aș vrea să-mi aloc măcar 30 de minute pe zi să citesc ceva. Ai fiță, adică aia poți să spui la final de săptămână, tu ce mi-ai făcut? Păi am citit chestia asta, mi se pare foarte tare. Suntem aproape de finalul podcastului. Eu mă bucur că te-am făcut de vreo 2-3 ori să zâmbești. Ba chiar să râzi aproape. Cred că mai mult de 2-3 ori. Și hai să conturăm un mesaj pentru tinerii antreprenori și pentru artiștii care încă nu și-au găsit echilibrul, n-au reușit să aibă mai multe borcane de unde să adauge, să ia atunci când au nevoie pentru a se mișca în jungla asta urbană în care ne aflăm cu toții. Au nevoie de încredere în primul și în primul rând în ceea ce sunt ei și ceea ce știu să facă. Să-și dezvolte abilitățile, să-și dezvolte talentele,
mult mai mult, iar în ceea ce privește zona de artă, artiștii, atunci când văd că ei nu se descurcă. Pe mine m-a ajutat zona cu antreprenoriatul, recunosc. Însă unii oameni poate nu au skill-ul ăsta dezvoltat și atunci e ok să apelezi la cineva. Adică poți angaja un manager, poți vorbi cu cineva care să te ajute să administrezi și să ieși în față pe zona de artă. Așadar, cer ajutor. În momentul în care tu nu știi să faci un lucru, cer ajutor. Poți să întrebi și cui? Autorizat, bineînțeles. Aha, am înțeles. Cineva care face, adică te uiți la activitățile lui și vezi ceea ce face. Dacă manageriază ceva și face bine, atunci îi cere ajutorul respectivului. Să vezi ce coadă se face, Alexandra, la tine. Am văzut că ești autorizată, e de bine acolo. Vrem să te întrebăm dacă ție ți-a ieșit treaba asta foarte bine. Doamne ajută! Mulțumim tare mult pentru prezența ta în podcast. Și eu îți mulțumesc. Succes în ceea ce faci, rămâi, te rugăm să rămâi cât se poate de mult în Ploiești. Mi-aș dori din suflet să apeleze cumva oamenii la tine și pentru a te face pe tine să crești și să-ți dea și un rând de aplauze, nu din complezență, nu, ci pentru că faci orașul ăsta să înflorească. Avem nevoie de grădini pline cu flori în Ploieștiul ăsta ca să-și revină măcar un pic. Și în momentul în care se întâmplă treaba asta, să ne uităm, o să vă spun, că mă duc până la eveniment, că mi-a făcut o invitație, eu i-am zis, da, deci o să mă duc. Ți-o dau și oficial. Nu că o să zică lumea că e altceva în plicul ăsta, deci nu e bine, nu avem voie. Da, deci mulțumim tare mult că v-ați uitat la acest podcast, este o invitație pentru data de 21 martie. Mulțumesc încă o dată, Alexandra. Mulțumesc, ne reauzim, ne reîntâlnim lunea viitoare de la 13 până atunci, numai bine. La revedere! La revedere!